Fashion Bloggers a fost o inițiativă bună, genială aș putea spune, de a unei comunități de prieteni care au aceeași pasiune, moda, și încearcă să educe publicul să prezinte totul obiectiv, într-o formă mai puțin personală. Adică nu criticăm persoana, criticăm, dacă e nevoie, produsul, colecția, nu știu, ceea ce face persoana respectivă. Pentru Romanian Fashion Bloggers, cred că ar fi bine fiecare de noi să contribuie cu ceea ce îi se pare interesant lui, pentru că asta e, se numește aport personal, să aducă la cunoștința și celorlalți. În așa fel, cred că se va umple și conținutul, dar vom ști ce se întâmplă la orice moment în societatea noastră bloggerilor. Și astfel și Romanian Fashion Bloggers va căpăta o dinamică ca și blog. Legat de proiectul RFB, o să contribui probabil cu strict cu partea mea de fotograf de modă, nu o să intru cu alte părți ale fotografiei mele acolo și mă voi limita probabil doar la editoriale și campanii de designer pe care le fac eu în România. Eventual, poate uneori, dacă mi se vor prea interesante anumite începințe de making of-uri de la tot așa editoriale și campanii de design. O să contribui la Romanian Fashion Bloggers cu fotografii de modă, poate de beauty, de portret. Pe RFB o să încerc și mă bucur că există platforma ca să-mi exprim părerile în legătură cu tot felul de subiecte din domeniul modei, care dintr-un motiv sau altul nu am de gând să le postez pe So Fashion. Dacă vrei să ai mai mult control asupra produsului, așa trebuie să faci. Trebuie să te bagi în mie și una de chestii. Trebuie să începi, trebuie să știi ce tighele există, câte tighele există, ce combinații există, trebuie să știi cum se taie. Și ce înseamnă dacă îl faci acolo, cum stă. Chiar dacă faci și un catalog și trebuie să știi și Photoshop și Illustrator. Deci sunt o mie și una de chestii care e imperativ să le știi. Că pe urmă nu ajungi tu să le faci pe toate, dar cel puțin când vine un om și care îl angajezi tu... Să știi să-l corectezi, exact, sau să spui să ce vrei, să știi ce să-i ceri. Nu, nene, nu mă vrăji pe mine, că eu știu cum se face și aici trebuie să aplici cusătura aia sau nu pensa asta acolo și așa, faci așa cum zic eu. Da, pentru păi știi faza aia, că mergi și-ți spune nu se poate. Exact. Cum nu se poate? Deci asta e fraza preferată în România. Îmi place să cred că blogul este totuși o formă de presă. Că tot veni vorba de presă și moda are partea ei de presă. Și la Romanian Fashion Bloggers asta îmi doresc, să fac presă de modă, deși e pompos spus, dar spre asta e vorba. Sau mă rog, puțină critică în limita bunului simț și în limita cunoștințelor mele de modă. Pe blog postez bijuteriile noi pe care le fac eu. Bijuteriile sunt cu cristale Swarovski, iar pe blogul Romanian Fashion Bloggers probabil voi veni cu știri despre bijuterii, despre ale mele și despre alte editori. Am participat și la câteva prezentări de modă și am făcut niște making-of-uri, ceea ce cred că o să mă ajute și pe Romanian Fashion Bloggers, pentru că o să folosesc acest tip de blogging, video-blogging. Am ales să fac parte din Romanian Fashion Bloggers tocmai și din motive de autopromovare, dar și fiindcă mi s-a părut o inițiativă genială de a forma o comunitate a bloggerilor de modă. Cred că o să scriu mai mult despre ceea ce înseamnă moda în România, evoluția ei, poate ce ar trebui să se schimbe, lucruri noi care ar trebui să se întâmple în piața de modă din România, dacă aș putea spune așa. O să scriu pe RFB și o să aduc informații pe RFB despre modă, informații pe care le primesc fie sub forma unui comunicat de presă sau pur și simplu informații de la cei care lucrează în industria modei, pentru că lucrez în industria modei.